La Dolce Vita! Asta este deviza italienilor pentru noul lor model, adică Fiat 600. Un model care, la prima vedere, poate părea că este doar un Fiat 500 mai mare. Ei bine, este parțial adevărat, pentru că Fiat 600 a venit ca să înlocuiască Fiat 500X. Dar, dacă ne uităm în istorie, de fapt, primul model a fost Fiat 600, un model care chiar a avut succes în anii 60, așa că putem spune mai corect că Fiat 500 este o variantă mai mică pentru modelul 600. Dar ce caută Fiat 600? Ce vrea el să fie de fapt? Ei bine, vrea să iasă în evidență în probabil cel mai aglomerat segment din industria auto, adică SUV-urile mici de categorie B, de segment B, unde deja Stellantis are o grămadă de modele și rivalii vin și ei la masă cu încă mai multe modele. Undeva numără la 30 de rivali și avem din grupul Stellantis Opel Mokka, Jeep Avenger, mai avem Toyota Yaris Cross, avem Volkswagen T-Roc, T-Cross, Taygo și așa mai departe. Bun, nu vă mai țin prea mult la introducere, haideți să vă arăt despre ce este vorba cu noul Fiat 600. Și acum câteva informații interesante și începem cu prețul. Ei bine, Fiat 600 pleacă în România de la prețul de 23.000 de euro cu TVA. Asta pentru versiunea mild hybrid pe care o avem și noi astăzi aici cu motor de 1.2. Există două echipări, Red, cea de bază, și la prima cum este aceasta și cu încă câteva dotări pe care le are în plus, are un preț de listă de aproape 28.000 de euro cu TVA. În același timp, Fiat 600 este disponibil și într-o versiune electrică numită 600e, iar mai târziu anul acesta, sau mă rog, la anul o să ajungă în România, va fi și o variantă Abarth a acestui model. După aceea, din punct de vedere al siguranței, Fiat 600 nu a fost încă testat la Euro NCAP, dar este frate de platformă cu Jeep Avenger și de fapt se asamblează pe aceeași linie de producție cu Jeep Avenger și acel model a avut, cum să spun, un rezultat ceva mai slab la testele Euro NCAP pentru că a avut doar 3 stele. Două mari probleme au fost la protecția pentru copii și la frânarea de urgență. O chestie interesantă, Fiat 600 este primul model făcut total sub umbrela celor de la Stellantis, dar tot Fiat îți va spune că această platformă a câștigat premiul de mașina anului, doar că sub alte două forme, adică sub forma unui Peugeot 208 și sub forma unui Jeep Avenger. Deci de aici trageți voi concluziile. Pentru modelul 600, cei de la Fiat au combinat acest look de modern cu multe elemente retro și oricum, cel puțin în partea frontală, are multe elemente asemănătoare cu legendarul model 500. În primul rând începem cu farurile, care sunt full LED adaptive, iar practic niște faruri în formă de cerc și avem aceste elemente de aici, care sunt niște elemente normale, neluminate, fac parte din caroserie, care arată foarte bine, arată ca niște gene, da? Ca niște gene pentru ochi și în același timp îi dau mașinii un aspect foarte agresiv, un aspect de ăsta încruntat, pare că mașina asta este mereu supărată. Aici sunt semnalizările, care sunt și ele full LED, semnalizări dinamice, iar aici grila frontală este foarte, foarte minimalistă. Avem aici, nu avem un logo cu Fiat, avem un logo cu 600, da? O chestie foarte, foarte tare. Iar aici avem iarăși niște guri de aer pentru răcirea motorului. În același timp și lumina de ceață sunt și ele full LED. Și da, cam asta este partea frontală, foarte drăguță, foarte atractivă, normal, italienii și să facă niște mașini foarte frumoase. Hai și pe lateral acum. Dar față de un Fiat 500, desigur că 600 este mult, mult mai mare. Are o lungime de 4,1 metri. Jantele standard la echiparea de bază vin pe 17 inci, în timp ce pe echiparea de top vin jante standard pe 18 inci. În același timp sunt și cele mai mari, au un design foarte, foarte spectaculos. Același design pe care o să vedem și pe stopuri. După aceea, avem aceste elemente de protecție, pentru că teoretic este un SUV de clasă B, elemente de protecție în culoarea de plastic negru mat, dar totuși cei de la Fiat au băgat aici acest element din plastic care imită cromul, care îi dă un pic din masivitatea mașinii și de un aer elegant. Din fericire, ușile acoperă pragurile, iar culoarea caroseriei, Sabia Terra, așa se numește pe italiană, costă în jur de 700 de euro, în engleză ar veni Sand Earth, iar în română ar veni nisip pământiu, da? Este un bej foarte frumos. Din fericire, cei de la Fiat au renunțat la culoarea gri. Adică nu mai găsești deloc în configurator. O chestie extrem, extrem de plăcută. Standard, Fiat 600 venea pe o culoare portocalie spectaculoasă. Iar atunci când Fiat va renunța și la culoarea alb și la culoarea negru, chiar o să-i felicit până la capăt. Dar sperăm că și alți producători au învățat din treaba asta și vor renunța la 70 de nuanțe de gri, pentru că deja nu mai pot. La prima vedere, interiorul unui Fiat 600
pare că ar avea ceva personalitate. Și așa este, pentru că de fapt este o combinație de Fiat 500 cu Jeep Avenger, două mașini care încă mai mențin termenul acesta în 2024. Dar să începem mai întâi cu materialele. Aici în partea superioară a bordului avem material tare, la fel și ca și aici în partea superioară a ușii, da, material tare. Aici la fel material tare, în timp ce în zona cotului ai această piele artificială care este ceva mai moale, iar jos la fel un plastic tare, aici plastic tare, aici plastic tare. Dar este o chestie, până la urmă, normală, având în vedere că mașina asta costă sub 30.000 de euro și are un preț de plecare de 23.000 de euro cu TVA. Dar, fiind echiparea de top, avem aceste scaune dintr-un material foarte, foarte plăcut cu aceste linii turcoaz și nu știu dacă ați observat la prezentarea exterioară, dar peste tot scrie 600, la fel și aici, că pe scaune scrie 600 și mai sunt alte câteva locuri. Fiat poate părea că nu scrie în prea multe locuri decât în partea din spate, dar dacă ne uităm cu atenție la scaune, avem doar scris Fiat, 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 la fel și în partea din spate. Da? Deci dacă vreodată se întâmplă cumva, nu știu cum, să uiți ce mașină conduci, doar te uiți așa un pic în dreapta și vezi Fiat 600, n-ai nicio problemă. Deci efectiv scrisul ăsta mi-aduce aminte de hainele alea Emporio Armani pe care le purtau anumite categorii sociale de oameni, descrie mărășa Emporio Armani, dar mă rog, la Fiat nu este cazul neapărat de așa ceva. Apropo, scaunul șoferului are reglaj electric și în același timp are chiar și funcție de masaj. Mai departe, avem un instrumentar de bord care are, este full digital și are 7 inch, doar că este un pic ciudat, pentru că ai această zonă circulară, ovală, deci că este un cozonac făcut de bunica ta de Paște, dar totuși afișajul este în formă de dreptunghi, da? Deci o chestie care nu prea se potrivește din punctul meu de vedere. După aceea, volanul este în două spițe cu butoane clasice deja în grupul Stellantis, la fel ca și butoanele de aici de pe ușă, da? Deja clasice în portofelul celor de la Stellantis. Bun, ce îmi place foarte mult, faptul că toată partea de climatizare este cu butoane fizice, dar ai scaune încălzite. Dacă vrei să-ți activezi funcția de scaun încălzit și să spune că ești în Apple CarPlay, trebuie să intri în meniu de climatizare, trebuie să duci la scaune și trebuie să apeși pe acest buton. Da? Deci până faci tu chestia asta, dacă ești la minus 20 de grade, ai murit înghețat, hipotermie, ăla ai fost. Bun. Din fericire mai avem câteva butoane cu scurtături aici în zona aceasta, pentru avarie, pentru încuiat și pentru funcțiile mașinii și pentru meniul de home. În timp ce sistemul multimedia are 10 inci, da, arată foarte drăguț, frumos integrat, se mișcă mult mai bine decât la alte modele din grupul Stellantis. Se vede că este un soft ceva mai nou, pentru că este un soft de generație nouă. În rest, panoul cu aplicație e cam aceleași chestii, adică ai chiar și aceleași jocuri pe care le știm deja din grupul Stellantis. Deja m-am plătit de câte ori am arătat jocurile astea la toate modelele din acest grup. Bun, ce mai este interesant, dacă ne uităm aici, nu știu cât de bine se poate vedea pe cameră, aici este un spațiu pentru portofel telefon, dar aici avem panorama orașului Torino, orașul natal pentru firma Fiat. De asta de aici vine și Fiat, da? Fabrica italiană de automobile din Torino, dacă nu știați până acum. După aceea, o chestie care te poate enerva, dar acum nu știu, depinde de gusturi, desigur, ca multe alte elemente ale unei mașini, faptul că transmisia este cu aceste butoane, da? P, R, N, D, cum am văzut și la Jeep Avenger. Da, mă rog, cu toate te poate încurca, mai ales te poate încurca când tu vrei să ți ridicat acest cover, care este efectiv ca un cover de iPad, da? Ca o husă de iPad, și aici ai scris și numele echipării la prima, da? Din fericire, aceasta poate fi scosă cu totul, dar o ridici așa și, apropo, ca să le facem un pic în ciudă italienilor, ia uite, așa avem aici, niște eclere franțuzești, da? Asta așa ca să-i scăm un pic de scandal. O să le ascund momentan, dar o să le mănânc la finalul review-ului. Ei bine, din punct de vedere al spațiilor de depozitare, da, și asta spuneam, că împingi chestia asta și dacă rămâne, gen, ea poate să rămână așa cumva și îți va încurca butoanele astea, dar momentan nu reușesc. Dar vreau să spun că din punct de vedere al spațiilor de depozitare, Fiat 600 stă al naibii de bine. Deci primește nota 11 din 10, adică uitați cât spațiu ai aici. Aici ai un suport de încărcat, pentru încărcat telefonul wireless, porturi de încărcare USB Type-C și o priză de 12V, dita mai spațiu de depozitare, deci uite cât de mult îmi încape mâna. După aceea, două suporturi de pahare care sunt modulare, pentru că ai aceste elemente pe care le poți scoate și le poți pune unde vrei tu pe aceste șine. Cheia, deja o știți foarte bine, este clasică pentru acest grup, frână de parcare electrică. O cotieră care este destul de încăpătoare ca adâncime, neapărat ca și lățime și lungime, și îți încape lejer un portofel și un cablu de încărcare. Torpedoul care, uitați cât de mare este pentru un model de asemenea fel, în timp ce buzunarele din uși, în buzunare poți să pui lejer o sticlă de apă de 0,5 litri. Bun, dacă vrei să deschizi portbagajul, nu te uita la un buton pe aici, pentru că butonul pentru deschizi portbagajul electric este aici, da? Peste două ori, bam, bam, se deschide.
Hai și în spate. Desigur, stopurile au și ele o semnătură luminoasă nouă și sunt și ele full LED. Cum spuneam, aceleași punctulețe, aceleași pătrățele pe care le vedeți pe jante, le vedeți și aici integrate în stop. Dacă vedeți că nu scrie nicăieri numele modelului, e bine, 600 a fost aici integrat în bara de protecție din partea de jos. Aici avem o cameră de marș arier și avem, desigur, un portbagaj acționat electric, da? Cu un volum de 385 de litri. Asta pentru că vorbim despre versiunea mild hybrid cu motor de 1.2. Dacă mergi pe versiunea 600e, adică versiunea electrică, din cauza bateriilor vei avea un spațiu ceva mai mic de 360 de litri. Oricum este mult mai bine decât la Jeep Avenger, unde ai doar în jur de 320 de litri. Sub această, mă rog, am pus câteva bagaje ca să vă faceți o idee cam cât de încăpător este portbagajul. Avem câteva agățătoare pentru sacoșe și alte bagaje, iar sub podeaua falsă avem iarăși un spațiu de depozitare, da? Deci foarte, foarte bine compartimentat Fiat 600. Deschiderea ușii din spate este destul de decentă, dar acum vine și partea un pic mai enervantă la Fiat 600. Scaunul este setat pe înălțimea mea de 1,85 m, da? Dacă mai stă unul ca mine în spate, s-a cantenat cu spațiul la picioare, adică ori trebuie să stai tu așa, ori îi faci la masaj, șoferul îi faci masaj în coloana vertebrală direct, de când se coboară e cu coloana îndoită. La cap, spațiul este destul de bun la cap, adică am aproape 3 spre 4 degete de spațiu, da, o chestie plăcută. Tunelul median este destul de înalt și nu cred că se poate vorbi despre băgat 3 adulți de proporții normale aici în spate. Din fericire aici mai avem un pod de încărcare USB Type-C, iar o cotieră, n-avem cotieră, dar din nou avem scrisul cu Fiat, da? Este foarte tare. Avem buzunare în scaune, destul de încăpătoare, dar dacă vă puteți uita, în ușă nu avem niciun buzunar, îl avem doar pe acela mic din jurul cotierei. Materialele sunt la fel de slabe și în spate, doar că în zona unde se ține tu cotul nu mai ai acel material moale, ai tot plastic tare. Aie. Sub capota acestei feline avem ceva care nu e neapărat demn de o felină. Mă rog, avem un motor de 1,2 litri în 3 cilindri și suntem mai hybrid. Este mai mult un strong hybrid, dar vă spun mai mult la proba de condus. Mașina asta dezvoltă în total 100 de cai putere cinstiți, da? 100 de cai putere cinstiți, domnule. Și un cuplu motor de 205 Nm, iar asta înseamnă că prinde 100 în 10,8 secunde și are o viteză maximă de cam 180 de km pe oră. Bun, poți să-ți mai iei o versiune mild hybrid cu 136 de cai putere, în timp ce versiunea electrică are o baterie de 54 kWh și aceeași putere ca Jeep Avenger, adică 156 de km pe oră. Toate Fiat 600 vin cu roți motoare pe puntea față și o cutie automată cu 6 rapoarte, unde în această cutie este integrat și un motoraj electric, de asta este mild hybrid. Masa este destul de bună, având în vedere că are sub 1,3 tone. Înainte să plecăm la drum cu Fiat 600, avem un sistem de camere cu vedere doar spate de fapt. Dar care este faza? Deja știm cum proiectează, cum simulează o imagine 360 sistemul de camere din grupul Stellantis, da? Uite, când dai așa cu spatele, practic mașina cu ajutorul camerei spate îți va completa și restul de imagine și așa ai o vedere de sus la 360 de grade, da? O chestie destul de interesantă. Deja clasică în grupul Stellantis. Bun. Ce este Fiat 600? Este clar o mașină de oraș, da? Este o mașină de oraș care vrea să fie și practic, adică vrea să completeze unde nu a putut teoretic Fiat 500, da? Bine, Fiat 500 chiar este cu totul o mașină de oraș, pentru că o poți parca absolut oriunde, Fiat 600 fiind ceva mai lungă, dar o să mai ai câteva probleme, să zicem. Dar, ideea e că, mai ales cu motorizarea aceasta, nu te poți aștepta să ai niște cerințe, niște așteptări, niște pretenții din punct de vedere sportiv, adică, dacă mergi preponderent în oraș cu Fiat 600, clar, motorul ăsta de 100 de cai putere este fix ce ai nevoie. Adică nu vei rămâne în urmă, adică nu vei rămâne în urma coloanei din față, dar nici vei fi cel mai sprinten lup din toată această haită, da? Adică nu vei fi primul care pleacă de la semafor, nu vei fi primul care va ajunge la următoarea intersecție și a prins ideea. Dar dacă mergi mai mult în afara orașului, atunci ai putea opta, dacă nu vrei să treci încă la partea de electrice, poți să optezi pentru versiunea cu 136 de cai putere cu același motor de 1.2. Dacă ești ok sau o ții pe asta ca a doua, a treia, a patra mașină și vrei să treci la ceva electric, atunci Fiat 600 chiar poate să fie o opțiune foarte, foarte viabilă, pentru că
Este un model foarte bun de intrat în lumea electricilor. Nu are prea multe chestii complicate, nu are nu știu ce moduri de condus pentru partea electrică sau în total nu are moduri de condus, cum nu are nici mașina asta, da? Ai o baterie de 54 kW, ai un mod regenerativ, pur și simplu merge, adică nu este nimic complicat la acea mașină. Dar na, noi acum despre versiunea aceasta hibrid, noi vorbim despre această versiune mild hybrid de 1.2, care de fapt nu este un mild hybrid simplu. Ai o baterie de 0,89 kWh și este mai mult un strong hybrid, pentru că așa îl numește de la Fiat, pentru că de ce este un strong hybrid? Un clasic mild hybrid ce face? Merge pe partea electrică doar la pornire ale motorului, doar la o plecare de pe loc, dar foarte, foarte scurt și cam atât. Ei bine, cei de la Fiat au declarat că sistemul lor de pe 600 poate să funcționeze electric până la 30 de km pe oră. Bine, nu vă gândiți că de la 0 la 30 pentru, nu știu, 15-20 secunde merge pur electric. Nu. Ideea e că până la viteză de 30, atunci când faci acel fenomen de coasting, când iei pe cel de pe accelerație sau accelerezi foarte, foarte, foarte ușor, ca în acest moment, mașina a plecat în modul electric și am 20 de km pe oră, da? Pentru că am accelerat foarte încet și progresiv. De asta este un strong hybrid. O chestie care putem spune că se simte la consum. Și că am spus de consum, cei de la Fiat au spus că 600 are un consum mediu de 5,1 litri. Pe parcursul testului făcut de mine, am avut un consum mediu de aproape 6,8-6,9 litri. În timp ce în oraș, la cum este acum, într-un trafic de ăsta foarte aglomerat, și de asta am ales să filmez Fiat 600 pe un trafic de ăsta și în oraș, pentru că pentru asta este mașina respectivă, am avut un consum care s-a dus chiar în aproape 8 litri în cele mai aglomerate momente ale zilei. Dar odată ce ești cu ea pe drumul național și mergi normal, adică în sensul în care nu scoți untul din ăștia 100 de cai putere, mergi normal cum s-ar merge, poți să scoți un consum de 4,5 litri destul de ușor. Adică aș putea să cobor și mai jos dacă mergeam un pic mai atent cu mașina, în timp ce pe autostradă clar consuma a costat 5 și ceva, da? Per total a costat 6,8 litri. Clar poți scoți mult mai puțin, dar în afara orașului, faptul că a consumat în jur de 4-4,5 litri, adică în zona aia, este o chestie foarte, foarte tare. Exact ca la Jeep Avenger, semnalizarea scoate un sunet destul de interesant, da? Adică sună ca un beat, ca un fond muzical, dacă îi pot spune așa. Și acum, pentru numele științei, pentru câteva secunde, o să scot și centura, ca să auziți cum se aude și fără centură. Da, deci cam așa se aude și fără centură. Gata, mi-am pus repede la loc. Bun. De ce voiam să continui pe ideea de ce Fiat 600 nu este foarte bun în afara orașului? Și din cauza direcției care, ok, am mai văzut mașini cu o direcție ușoară, dar o direcție atât de ușoară n-am mai văzut de foarte, foarte mult timp la o mașină. Adică deja este la modul în care direcția este atât de ușoară încât nu simți aproape niciun viraj, nici o schimbare de direcție și deja mașina nu că devine instabilă, este atât de imprecisă că de foarte multe ori și când ești pe banda asta și vrei să treci repede pe banda din stânga, de exemplu, nu știi cât de multă presiune să aplici, cât de mult să virezi volanul și la un moment dat te dă așa un pic peste cap. Adică chiar mi s-a întâmplat pe parcursul zilelor să virez câteodată prea mult, câteodată prea puțin când vreau să mă dau pe altă bandă sau într-o curbă sau într-un viraj. Adică este o chestie, mi se pare că este o căutare de asta continuă a punctului ăla bun de pentru a vira cum trebuie, pe care oricum punctul ăla mereu se schimbă și practic nu o să-l găsești absolut niciodată. Dar, din nou, dacă este să ne gândim la rece, pentru oraș, direcția este absolut dumnezească la cât de ușoară este. Adică te bași peste tot, mașina este foarte agilă, este foarte, foarte bine, doar că mai trebuie un pic calibrată partea asta. După aceea, transmisia este destul de enervantă, este o transmisie automată cu 6 trepte, iar atunci când ești mers, de multe ori cutia va fi într-o treaptă superioară pentru ea a fost reglată pentru economie, pentru partea asta de eficiență a motorului, se consume cât mai puțin. Iar atunci când accelerezi, până își dea seama în ce treaptă să fie, pare că trec, adică trec secunde, mă rog, pare că trec secunde destul de bune. Bun, în același timp și de pe loc cutia iarăși, dacă cerești ceva mai tare, dar asta deja este o problemă. Este deja o chestie clasică la Stellantis, la Peugeot, la toate modele, când ești pe loc și apeși tare pe accelerație, până își dă mașina, până își dă seama cutia ce vrei să faci, trec câteva momente bune. Din fericire, ai și modul manual unde te poți juca tu cu padelele, dar sincer să stai să schimbi din padele prin oraș, treptele de viteză devine la un moment dat destul de enervant. În rest, accelerația și frâna sunt ok, adică am avut niște momente când mi s-au părut incoerente, în sensul în care
iarăși legat de presiunea pe care o aplici, nu era mereu constantă, că nu se întâmpla mereu același lucru. Dar, na, din nou, la 100 de cai câte chestii se pot întâmpla din punct de vedere dinamic și atunci când accelerezi, știi? Important e că frânează bine. Suspensia. Ei bine, suspensia este destul de surprinzătoare, mai ales că avem niște jante mari pe 18 inci. Mă așteptam ca mașina să fie mult, mult mai rigidă, dar la nivelurile scurte se scurcă foarte bine, trece chiar ok peste șinele de tramvai, adică nu te zgâlți atât de tare pe cât te-ai aștepta, având în vedere că este și un model de buget până la urmă, știi? Dar, din păcate, zgomotul în habitacul există, da? În timp ce tu nu simți, din punct de vedere al corpului, acele denivelări foarte tare și mașina atenuează foarte bine, zgomotul în habitacul apare în mare parte din cazuri, la fel și la vânt. Dacă până la viteze de 80, să spunem 90 km pe oră, vântul nu prea își face simțită prezența, e bine, de acolo deja trebuie să ridici un pic mai tare tonul vocii și deja pare că trebuie să dai o muzică un pic mai tare ca să poți auzi ceva în habitaclu. Din punct de vedere al vizibilității, oglinzile laterale ok, retrovizoarea la fel, luneta este ok, n-am nimic de comentat pe partea asta. Da, sistemele de siguranță, să zic că își fac treaba din ce am testat eu, dar având în vedere că Jeep Avenger a avut 3 stele la siguranță și asta spune Euro NCAP, o să vedem ce aici și Fiat 600 pe partea asta. Și având în vedere că a absențat de puțin din cauza frânării de urgențe care nu a avut neapărat niște rezultate foarte bune. Na, o întâi și o vedea. Cam asta a fost și Fiat 600. Cred că Fiat a spus cel mai bine concluzia acestei mașini, nucleul acestei mașini. Au spus că este o mașină distractivă și o mașină cu multă personalitate, dar nu neapărat din punctul de vedere al plăcerii de a conduce, pentru că nu este neapărat o mașină dinamică, nu este o mașină cu vreo valență sportivă. Are zero valențe sportive. Dar dacă ne uităm la elementele interesante din interior, la anumite easter egg-uri și la culorile pe care le-au ales de la Fiat și desigur la acest design modern cu retro, da, chiar este o mașină care încă mai păstrează personalitatea, o chestie care a dispărut destul de mult în industria auto în anul 2024 și mi se pare că este o mașină care se potrivește foarte bine unui cuplu tânăr sau unei familii tinere la început de drum. Eu am fost Silvian Irimia, nu uitați să dați un like și nu uitați să dați un subscribe și spuneți în comentarii ce părere ați avut voi despre noul Fiat 600.